Zeci de elevi ai Colegiului Național Bogdan Petricei cu HDU au participat astăzi la o discuție legată de medicină, eveniment condus de medicul Mirela Negoiță, fostă absolventă a liceului. Tinerii s-au putut lămuri cu privire la unele aspecte ale acestei nobile profesii, despre etapele de studiu, cele mai recente descoperiri în domeniu și, evident, despre beneficiile și satisfacțiile pe care le presupune profesia de medic. Liceenii au aflat că, dincolo de profesionalism și dedicare, un medic bun trebuie să dea dovadă de compasiune și de iubire de semeni. Este o acțiune pentru copii și mă bucur că după 29 de ani de la absolvirea acestui liceu mă pot întoarce aici cu multe emoții în calitate de medic printre acești copii minunați, să le pot împărtăși lucruri frumoase despre medicină, despre cariera medicală și despre ceea ce înseamnă să fii medic. Consider că a fi medic nu înseamnă doar a fi profesionist, nu înseamnă să fii foarte bun, nu este totul. Trebuie să simți oamenii, să ai dăruire pentru ei, să-i cunoști, să-i apropii, să trăiești pentru ceea ce faci, să simți alături de ei. Aceasta este medicina desăvârșită. Tinerii prezenți în amfiteatrul Colegiului HDU au beneficiat și de o scurtă trecere prin istoria medicinei. Preocupări pentru sănătate, pentru menținerea și vindecarea ei au existat din cele mai vechi timpuri. De atunci s-a dezvoltat un tip de personal medical care în timp s-a tot format și s-a specializat, așa încât aceștia au ocupat un statut aparte în societate, tocmai pentru că ei tratau oameni. Dacă facem o scurtă incursiune în istoria medicinei, am putea spune că ea a plecat în vremurile foarte străvechi, de la o medicină rudimentară, fără foarte multe posibilități. Tratamentele erau undeva la limita dintre religie și magie. Scrierile vremii îl descriu pe zeul Asclepios și îl numesc zeul medicinei. Deci oamenii aveau nevoie să creadă în cineva care ar fi putut să-i vindece. Evenimentul a avut și o secțiune interactivă. Nu mi-a fost teamă niciodată, recunosc. Teamă mai au pacienții, dar de aceea este foarte importantă această dispensarizare a pacientului și a familiei în general, pentru că odată ce vin și iar revin la controle repetate, se obișnuiesc foarte mult cu atmosfera. Facem doctor terminul facultatea de stomatologie, cum și știu să-și înființeze un cabinet. De la începuturi s-a mers pe activitatea în privat. Și atunci noi, ca medici stomatologi, a trebuit să facem ceva încât să putem profesa. În momentul de față nu mai există decât cabinete școlare de stat, în școli, nu știu dacă mai există în ceva policlinici, dar și acelea sunt în sistem privat. Deci, cumva, noi de la început am funcționat în mediul privat. În rest, absolvirea facultății, ca orice medic, îți permite să profesezi ca medic, iar dacă vrei să faci anumite specializări ulterior, ele se pot concretiza în rezidențiate sau competențe în funcție de dorințele și posibilitățile fiecăruia dintre noi. Tinerilor le-au fost prezentate și regulile nescrise pe care trebuie să le respecte pentru a deveni și a se forma medici buni.